Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Sandu Scobioala și vă prezint o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Pentru majoritatea vârstnicilor din Republica Moldova, bătrânețea înseamnă singurătate, boală și sărăcie. Din cauza stării de sănătate precară și a pensiilor mici, ei sunt incapabili să-și poarte singuri de grijă. În țara noastră, această categorie de populație poate beneficia de unele servicii de asistență socială. Detalii despre aceste servicii are colega mea Doina Salcuțean, care a investigat subiectul. Doina, bună seara. Bună seara, Sandu. După cum ai menționat și tu, de multe ori pentru persoanele în etate din țara noastră, bătrânețea este sumbră și chinuitoare. Aceștia, fie din cauza pensiei mici, fie din cauza faptului că sunt bolnavi și locuiesc singuri, nu pot să-și poarte singuri de grijă și au nevoie de ajutor. Iar în sprijinul acestor bătrâni vin autoritățile. În Chișinău, de exemplu, există un serviciu de alimentație publică unde bătrânii pot să meargă zilnic și să beneficieze de o masă caldă. La fel, unele organizații le oferă și alte activități de recreere și de petrecerea timpului liber, unde bătrânii vin de regulă după amiaza și socializează, alungându-și astfel singurătatea. Stimați telespectatori, detalii despre aceste servicii vă invit să aflați în reportajul realizat de colega mea, Doina Salcuțean. Bătrânețele ar trebui să fie senine, lipsite de griji și probleme. Nu pentru toți însă. Sunt persoane din categorii social vulnerabile, majoritatea bătrâni, care nu au ce pune pe masă în fiecare zi. Pensia le ajunge pentru servicii comunale și medicamente, însă nu și pentru mâncare. Această femeie vine în fiecare zi la cantina din sectorul Buiucani, unde are parte de un prânz cald. Acasă nu-și permite să gătească. Locuiește singură, iar pensia maică nu-i ajunge pentru alimente. Știți că de pildă măliguță, eu sună singur și pot să-mi fac, îmi trebuie un căzănlaș, metitel și așa să mă muncesc. Mâncăm așa și știți? Și după prețul nostru, și după pensia noastră, așa căutăm și mâncăm. Nu va ajunge pensia pentru... E, cum să vă spun, că de pildă eu nu plătesc comunalitate, mai ales căldură, o plătesc acolo câteva procente. Dar restul las pe vară. Vara a venit și de-am un timp și-a las mă răspătesc. E ca așa, dar dacă aș plăti tot, nu ne ajunge, că eu sunt bolnavă cu inima, primesc multe leacuri pentru inimă și apoi cu stomacul și majoritatea din pensii se duc la leacuri. Și apoi de-am comunale și mai plătesc și mai rămâne. Acest bărbat își așteaptă rândul să intre în cantină. Vine aproape zilnic aici. Acasă, cine să facă? Facem din când în când un ceai, că energia e scumpă, pensia e mică, n-avem de unde, așa că de azi pe mâine. La cantina socială a organizației Casa Providenței din sectorul Buiucani vin zilnic peste 150 de persoane, toate din păturile social vulnerabile. Bătrâni care au un venit foarte mic, bătrâni singurate, și care au fost abandonați de copii sau din diverse motive au rămas singuri, au murit copiii, au murit soții și au rămas singuri. Ei vin aici și primesc un prânz cald, ceea ce pentru foarte mulți, din cauza vârstei înaintate sau din cauza diverselor boli, le este chiar dificil să gătească o supă. E singur meu zic că le este destul de greu să curețe un cartof sau un morcov pentru a pregăti acea supă. Este ușor să meargă la magazin, să ia o pâine și ceva, un produs lactat și îl mănâncă, iar o supă le este foarte greu, în special bătrâneilor. Fundația de binefacere Casa Providenței, pe lângă serviciile de alimentație, le oferă vârstnicilor posibilitatea să socializeze și să-și petreacă timpul în cadrul unui centru de zi. Este un proiect pentru bătrânii singuratici, unde vin în fiecare zi aici, socializează și fac noi prieteni, interacționează cu alte persoane, fac noi cunoștințe. Deci avem un program pentru fiecare zi diferit, divers, începând de la învățarea unor limbi străini, limba franceză sau limba română, pentru că sunt foarte mulți din bătrâni, din beneficiarii noștri, care nu cunosc limba română și au un interes
interes și doresc să învețe. Discuții pe diverse teme, programe istorice, pe subiecte de istorie, lucru manual, sunt foarte interesați de lucru manual, să învețe să gătească ceva din obiecte poate la prima vedere par nefolositoare, dar să le dea o a doua viață, o nouă viață. Încercăm să facem maximul posibil ca ei să simtă bine, să simtă ca acasă. Foarte mulți seara zic, dar noi am rămâne aici și peste noapte, nu mai vrem să mergem acasă. Eu ajut aici la Casa Providenței, sunt voluntara, da? Și mai avem un centru pentru copii, o grădiniță de copii și ajut și la grădiniță. Nu întotdeauna, dar când este nevoie, mă duc și acolo. Am venit cu mare plăcere, cu mare bucurie și acea bucurie, acea plăcere o păstrez și astăzi. Sunt foarte fericită de a fi aici, de a îngriji și pe bătrânii, de a-i ușura un pic cu un cuvânt, cu o îmbrățișare, cu așa. În municipiul Chișinău, peste 700 de persoane în etate beneficiază de servicii de alimentație publică. În municipiul Chișinău, prin intermediul agenților economici care au participat la licitația publică organizată de Direcția Generală a Asistenței Sociale privind achiziționarea serviciului de alimentație, funcționează 5 în fiecare sector, adică Ciocana, Jușcanovca, Buicani, Centru și Botanica. Sunt beneficiari care, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, cu venituri mici sau fără venituri, care nu au suport din partea copiilor, familii vulnerabile, da, membrii familiilor vulnerabile. Ei au dreptul să adreseze cu o cerere în adresa Direcției Teritoriale de Asistență Socială, prin care ulterior beneficiază de serviciu de alimentație cu prânzuri. În cazul persoanelor fără adăpost, există un centru de găzduire, unde aceștia au parte de cazare și alimentație. În zilele geroase de iarnă, centrul este plin până la refuz. Zilnic, la prânz, avem în jur de 60 de persoane. Ceilalți, deci binevol, pleacă, vin, asta este. În cadrul centrului, persoane fără adăpost sunt alimentați de 3 ori pe zi. În caz de apariție un astfel de cereri, sigur, dacă este o adresare, persoanele se pot alimenta la cantină. Dar aș spune că majoritatea cazurilor, toate persoanele fără domiciliu stabil se alimentează la centru, dimineața, la amiază și seara. Bătrânii care vor să beneficieze de acest serviciu trebuie să depună o cerere la Direcția Asistență Socială pentru a fi incluși în liste. Ea numai se adresează cu o cerere în adresa direcției și ulterior, după examinarea situației materiale, financiare, sociale a persoanei, este inclusă în listă, care zilnic se deplasează la cantină, la sediul cantinei și se alimentează. În anul 2017, din numărul total de beneficiari ai serviciilor de alimentație publică, 70% sunt persoane în etate, iar 29% cu dizabilități. Am revenit în platou, discutăm la acest subiect cu invitații din această seară. Este vorba despre doamna Julieta Popescu, șef Direcția Politicii de Asistență Socială a Familiilor cu Venituri Mici, Vârstnicilor și Veteranilor din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și doamna Irina Banova, șef adjunct Direcția Generală Asistență Socială din cadrul Primăriei Chișinău. Vă spunem bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bine ați venit! Stimați telespectatori, vă invităm și pe dumneavoastră, cei de acasă, să participați la discuții. Așteptăm întrebări și comentarii pe marginea acestui subiect, pe pagina de Facebook TV Moldova, acolo unde emitem live această emisiune. Doamna Popescu, am văzut în reportaj detalii despre aceste servicii ce au loc aici în municipiul Chișinău, dacă este să vorbim la nivel național. Câte astfel de servicii avem și unde sunt ele poziționate? Practic vreau să menționez că astfel de servicii sunt dezvoltate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Dacă e să apelăm la suportul statistic, atunci vreau să zic că pe parcursul anului precedent, în Republică au funcționat circa 80 de cantine. La nivel de Republică, cum am menționat, o bună parte din beneficiarii care pot să se deplaseze, se deplasează la sediul cantinei și se alimentează. O altă parte din beneficiari care, în virtutea circumstanțelor de sănătate, nu se pot deplasa, primesc aceste prânzuri gratuite la domiciliu, care sunt furnizate fie prin intermediul prestatorului, persoanelor care au fost contractate pentru a presta prânzuri calde, sau prin intermediul lucrătorilor sociali care activează la nivel de comunitate. În dependență de necesitatea persoanei și în dependență de
posibilitățile care există ale persoanei. Dacă se deplasează o situație și în cazul în care sunt imobilizați sau au alte probleme de sănătate, li se livrează. Sau mai există și aspectul legat de condițiile meteorologice care sunt, unde, iată, chiar dacă avem ghețuș, la fel, pentru astfel de persoane este destul de dificil ca să se deplaseze și atunci prânzurile sunt furnizate la domiciliu. Doamna Banova, dacă este să vorbim despre aceste servicii din municipiul Chișinău, de când funcționează ele? Și pe lângă acel prânz pe care îl oferă, dacă sunt și alte activități de care pot să beneficieze bătrânii? De serviciul de alimentație cu prânzul, Direcția Generală prestează din anul 2006, în baza decizii Consiliului 59/16. Prânzuri sunt acordate prin intermediul agenții economici, câștigători, în rezultatul aplicării procedurii de licitație publică, adică achizițiilor publice. Ei prestează servicii de preparare și servirea prânzului. Cum și-a menționat doamna Giulietta Popescu, persoanei care nu se pot deplasa la sediul cantinei, Direcția Generală are serviciu de îngrijire socială persoane vârstnice, persoane solitare și cu dizabilități, lucrători sociali care nemijlocit, persoanele care nu se pot deplasa, prânzurile sunt duse la domiciliu de către lucrători sociali. După ce criterii sunt alese persoanele care pot să beneficieze, dacă există vreun criteriu de selecție sau în principiu ar trebui fiecare din cei doritori să ajungă acolo? Dreptul la serviciu se stabilește individual în baza cererii a solicitantului. Cu anexarea unor acte pe care noi le solicităm să vedem veniturile persoanei, o să ne prezinte adăugătorul o informație și în baza anchetei sociale care este întocmită de către asistent social, evaluând situația persoanei, deja solicitantul este inclus în listă, beneficiarul de cantină. Ce se întâmplă cu persoanele fără adăpost? Pentru că am văzut că în Chișinău există un centru de găzduire, dar la nivel național, în alte regiuni ale țării? La nivel de Republică funcționează 4 servicii care prestează servicii pentru persoanele fără adăpost. Sunt 4 servicii de bază specializate, dar mai există și o altă formă de organizare când autoritățile publice locale în teritoriul pe care îl administrează identifică astfel de persoane și atunci în baza serviciilor de plasament, fie temporar sau permanent care sunt, mai prin decizia autorității publice locale mai iau dezvoltă un astfel de serviciu pentru persoanele fără adăpost. În marea majoritate, când vin aceste servicii adiționale în platforma serviciilor rezidențiale, ele sunt pentru perioada rece a anului, pentru 5 luni, când într-adevăr este cel mai frig, dar avem și astfel de servicii la nivel de teritoriu care funcționează și anul împrejur. Serviciul, deja cum l-ați menționat, există în Chișinău, centru de găzduire și orientare a persoanelor fără domiciliu stabil, care este creat de autoritățile publice locale. Un serviciu similar există la Stăuceni, care este dezvoltat de către partenerii noștri de dezvoltare, organizațiile neguvernamentale. Mai avem servicii dezvoltate la Bălți de către autoritățile publice locale și mai avem și în sudul țării dezvoltate servicii și deja ulterior suplimentar cele care vin adițional în baza platformelor serviciilor de plasament. În aceste cazuri, la fel, au nevoie să îndeplinească o cerere pentru a primi adăpost și ulterior prânz sau un mic dejun? Bineînțeles, în general, conform cadrului legal în Republica Moldova și nu doar în Republica Moldova, vreau să menționez, dar asistența socială se acordă în baza solicitării, fie verbală, fie în formă scrisă, nu contează. Și atunci persoana care se confruntă cu anumite situații de dificultate, indiferent, nu are unde locui sau are alte probleme pe care nu le poate depăși de sine stătător, se adresează la asistentul social din comunitate, pentru că el este actorul cheie, implicat în tot procesul de interacțiune cu beneficiarul și prestare a serviciilor. Și deja în baza evaluărilor respective, în dependență de suportul pe care îl solicită persoana beneficiază de serviciile
conform de servicii conform necesităților. Doamna Banava, aș vrea să vă întreb dacă e cumva vreun număr limită de persoane care poate să beneficieze de aceste servicii. În municipiul Chișinău, pentru anul 2018, s-a aprobat un număr de 700 de persoane zilnice care se pot alimenta la cantină. Dreptul la cantină au persoane odată în trimestru, adică periodic ei au dreptul să depuie cerere. Sigur, sunt și cazuri de excepție, când am avut cazuri unde persoana a suportat un ictus sau un infarct prin care ea s-a paralizat o parte din corp, mână, nu își poate prepara hrană. Sigur că asistența socială intră în situație și ca cazuri de excepție includem în, pe mai multe luni o persoană, două, cinci, în dependență de cereri pe care le primim. După cum s-a și menționat, pe lângă autoritățile publice locale, sunt și ONG-uri care au proiecte menite să vină în ajutorul persoanelor în etate. Despre un astfel de proiect vă invit să aflați în continuare. Misiunea socială Diaconia oferă servicii de alimentație pentru bătrâni și persoane fără adăpost în cadrul unui proiect aproape de aproapele. De 5 ani zilnic, mașina cu alimente vine în parcul Serghei Lazo din sectorul botanic al Chișinăului și împarte un prânz cald pentru bătrâni. Poftă bună! Zilnic oferim o masă caldă pentru bătrânii care vin aici. Avem două puncte de distribuție, acesta de aici pentru bătrâni și lângă cimitirul eroilor mai la vale pentru persoanele care nu au adăpost. Meniul este variat, nu oferim în fiecare zi aceeași mâncare. Avem fie paste cu sos, astăzi de exemplu avem rez cu legume, o zeamă caldă, mămăligă cu carne, diferit, în fiecare zi este meniul diferit. Mulțumim de ceea ce ni se dă, se oferă, că noi suntem oameni în etate și asta ne prinde bine. O maligă pensie, она не соответствует выживанию. Вот поэтому я иду сюда. Diaconia este structura socială a Mitropoliei Basarabiei care activează pe întreg teritoriul Republicii Moldova din anul 2001. Organizația este membra Federației Filantropia, a Patriarhiei Române și Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a copilului și familiei. Doina, și tu ai fost, ai vorbit cu aceste persoane. Care sunt motivele ce îi fac să meargă la aceste cantine sociale? Mulți oameni consideră că aceste cantine sunt frecventate de persoanele fără adăpost, ceea ce nu este adevărat. Foarte multe, majoritatea persoanelor, din ceea ce eu am văzut acolo, sunt persoane care în trecut au fost chiar profesori, au avut un job, au venit, erau foarte mulți care au venit la 4-ace acolo și spuneau că acasă nu reușesc să-și pregătească o mâncare caldă, fie pentru că nu le ajunge pensia pentru a plăti aceeași energie electrică sau nu le ajunge pensia pentru ca să își cumpere anumite alimente pe care să le gătească ulterior. De aceea ei acest serviciu este, le ușurează cumva viața. Pe lângă asta ei vin la aceste cantine și am văzut că există și centre de zi pentru acești bătrâni. Aici ei, pe lângă faptul că primesc o masă caldă, au parte și de socializare. Foarte mulți bătrâni leagă prietenie aici, își petrec timpul în mod util și astfel mai uită de problemele de zi de zi și de bolile pe care le au aceștia. Doamna Popescu, am vorbit despre numărul de persoane care pot să beneficieze de aceste servicii la nivel de municipiu. Care este situația atunci când vorbim despre întreaga țară? La nivel de țară, vreau să menționez că parcursul anului 2017 au beneficiat peste 6.000 de persoane de serviciile cantinelor de ajutor social la domiciliu. Vreau să zic că la fel numărul beneficiarilor variază de la raion la raion și în dependență de comunități, problemele și dificultățile cu care se confruntă persoanele care locuiesc. Pe de o parte, o parte din cantine sunt dezvoltate la nivel de centru raional. Avem raioane în care aceste cantine sunt dezvoltate inclusiv la nivel de comunitate și atunci și amplasarea acestui serviciu facilitează frecventarea din partea mai multe
multor persoane, dar vreau să zic că din an în an, monitorizând dinamica dezvoltării serviciilor sociale în Republica Moldova, numărul acestor cantine se menține relativ constant, doar că numărul beneficiarilor este variabil dintre cei care merg la cantină și se alimentează de sine stătător și cei care beneficiază de prânzuri gratuite la domiciliu. Și atunci, analizând iarăși zic statistica, observăm că mai multă lume pledează să meargă în incinta acestor cantine ca să beneficieze acolo de prânzuri și marea majoritate, cum și noi analizăm acest subiect, la fel este condiționat de aspectul de comunicare, de aspectul de socializare, pentru că au posibilitate să mai comunice, să mai facă schimb de opinii, mai află o știre unul de la altul, astfel încât pot să varieze timpul pe care îl petrec pe parcursul unei zile. Da, și sunt, nu stau de sine stătător în casă. Sunt suficiente aceste cantine sociale din punctul dumneavoastră de vedere, luând în considerare și analiza pe care o faceți anual? Bineînțeles că numărul lor sau solicitările sunt mai multe, dar reieșim din posibilitățile autorităților publice locale, pentru că dezvoltarea serviciilor sociale prerogativa autorităților publice locale și atunci ei la nivel local sunt cumva în situația în care trebuie să coreleze necesitățile și posibilitățile financiare și să acopere solicitarea din partea persoanelor care au nevoie de astfel de servicii. Vreau să zic că în momentul în care serviciile se mențin constant, nu pot să zic că acoperirea este de 100% a solicitărilor, dar în mare parte pentru grupurile defavorizate se acoperă. Doamna Banova, vreau să vă întreb referitor la dacă este să ținem cont de acest aspect de socializare. Există și astfel de centre în alte organizații care oferă acest serviciu de alimentație publică sau poate sunt aparte? Sunt, este Regina Paces, care oferă, au o cantină de asemenea, unde oferă servicii cu prânzuri pentru persoane social vulnerabile, Deaconie, cum ați menționat. De asemenea, este Centrul de Sănătate, Speranța și Sănătatea. Acolo mai mulți beneficiari sunt persoane cu dizabilități mentale. Din câte mi-aduc aminte, acestea sunt care prestează servicii de alimentație. Cum colaborați cu aceste ONG-uri și cum vă încercați să promovați sau să susțineți inclusiv activitatea ONG-urilor astfel încât să poată să beneficieze mai multe persoane? Noi am încheiat acorduri de parteneriat cu ONG-urile. În dependență deja de ședințe pe care le organizăm, dumnealor ne spun problemele pe care le întâmpină și la nivel de după competență și în limita posibilității îi susținem cu ceea ce putem. Doamna Popescu, atunci când vine vorba despre întreaga țară, iarăși, se implică și ONG-uri locale sau doar autoritățile publice locale cumva își iau această greutate pe umerii lor? Nu vreau să zic că, de fapt, acolo unde autoritățile publice locale sunt suficient de active, dezvoltă parteneriate cu societatea civilă, cu organizațiile neguvernamentale și întâlnim foarte multe tipuri de servicii, nu doar cantine de ajutor social, când serviciile sunt dezvoltate în parteneriat cu ONG-urile, astfel încât pot să acopere un număr mai mare de beneficiari și vreau să zic că această cooperare de la an la an ia amploare, astfel încât deja autoritățile publice locale au înțeles că deja nu mai așteptăm de la cineva suport și statul vine și va face, dar ăsta este teritoriul pe care noi îl administrăm pentru cetățenii care ne-au ales și atunci cu cât suntem mai proactivi, cu atât diversificăm și gama de servicii și avem o acoperire mai mare de beneficiari. Dacă este să vorbim anume de sezonul rece, acum iarna vreau să ne spuneți dacă crește sau scade numărul de beneficiari, pentru că ne gândim că ar avea nevoie de o supă caldă. Acum, pe de altă parte, după cum ați spus și dumneavoastră, e mai dificil să ne deplasăm anume la centru din cauza ghețușului sau ninsorii.
Bineînțeles că acum în această perioadă crește numărul solicitărilor de livrare a prânzurilor la domiciliu și atunci chiar nu sunt probleme, cel puțin nu am atestat careva probleme să fie solicitări și autoritățile să nu fie proactive. Merg la domiciliu de servesc, cu atât mai mult că avem rețeaua aceasta despre care a vorbit doamna Irina, la nivel de țară dezvoltat serviciul de îngrijire socială la domiciliu, unde avem angajați peste 2000 și vreo 200 de lucrători sociali care deservesc peste 20.000 de beneficiari la domiciliu, atunci problema se soluționează foarte simplu, că în momentul în care lucrătorul social merge în comunitate, poți să apela să distribui acest prânz nu doar la beneficiarii săi pe care îi deservește, dar și la alte persoane din comunitate. Cu atât mai mult, deja avem și experiențe când autoritățile publice locale sunt foarte proactive și promovează voluntariatul. Și atunci, că am văzut și din imagine că doamna la fel este în calitate de voluntar, vine și acordă suport ONG-ului ca să deservească bătrânii. Și problema cu livrarea la domiciliu este soluționată. Da, ne susțin și primarii, chiar avem o experiență bună cu Buicani, sectorul Buicani, unde 10 persoane, primăria Vatra, a organizat o mașină unde se deplasează șoferul, preia alimentația, prânzuri și duce acasă la beneficiari. Eu în continuare vreau să urmărim declarația reprezentantului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor despre cât de conforme normelor sanitare sunt unitățile de alimentare publică din municipiul Chișinău. Direcția Siguranță Alimente nu face o divizare separată a acestor unități de alimentație publică, dacă ne referim la cantinele sociale. Ele sunt verificate, controlate, monitorizate la fel ca și celelalte unități de alimentație publică. Conform planului de control, ele sunt verificate cel puțin o dată în an, cu excepția cazurilor când sunt situații diferite plângeri, reclamații sau alte informații relevante care necesită inițiarea unor controle inopinate. Pe parcursul ultimelor 12 luni nu au fost înregistrate la Direcția Siguranță Municipiului Chișinău careva reclamații în adresa acestor unități. Vreau să vă zic că toate unitățile care prestează așa tip de servicii trebuie să corespundă reglementărilor sanitare în vigoare. Agenții economici care încalcă cerințele sanitar-veterinare sau reglementările din domeniul alimentar riscă sancțiuni contravenționale conform codului contravențional. Vreau să vă zic că conform modificărilor care au fost în anul 2016, respectiv s-a majorat unitatea convențională și au fost chiar și efectuate modificări în cadrul codului contravențional, suma sancțiunilor sau suma amenzilor a crescut considerabil și agenții economici care încalcă cerințele riscă contravenții sau chiar sistarea activității unităților. Doamna Bonav, aș vrea în acest sens să ne spuneți dumneavoastră în continuare dacă sunt și, sau care sunt cele mai importante criterii care ar trebui să le îndeplinească un agent economic pentru a putea oferi astfel de servicii și a câștiga licitația care este organizată de primăria anual. Sigur, să aibă toate certificate care îi permit activitatea, să aibă spațiu unde ați văzut se pot așeza persoane spre să le prepare și să le servească prânzul, toate certificate sanitare, tot ce este necesar pentru o activitate a cantinei, agentul economic este obligat să le prezinte la licitație. De asemenea, am cerut și căile de acces a persoanelor, pentru persoane cu dizabilități. Adică sunt mai multe cerințe față de agenții economici. Noi ne bucurăm că se implică și participă la astfel de licitații. Vreți să adăugați ceva, doamna Popescu, nicio problemă? Doar vreau să zic că, de fapt, într-adevăr, legislația cu privire la achizițiile publice este una destul de bine pusă la punct și în cazul în care se anunță licitație publică, iată, în cazul cu municipiul Chișinău, dar vreau să zic că nu doar municipiul Chișinău contractează astfel de servicii, în marea majoritate, la nivel de republică, autoritățile publice locale le contractează aceste servicii pentru că este mai comod. Și atunci, în caietul de sarcini, când anunță procedura de licitație,
specific toate reglementările care sunt. Condiții cu privire la asigurarea accesului în clădirea cantinii, astfel încât să putem să asigurăm accesul alimentare și pentru persoanele cu dizabilități. La fel sunt cerințe, certificate și alte elemente care sunt. Plus la toate mai există și aspectul ca agenții economici să nu fie în lista neagră care sunt. Și atunci încercăm la maxim să diminueze riscurile, astfel atât cât legislația nouă ne permite. Dar în afară de acest serviciu de alimentație publică, de ce alte servicii mai beneficiază bătrânii din categoriile sociale vulnerabile de la noi? Dacă vorbim la nivel de țară, nu doar la nivel de municipiu. Deja am discutat că avem cantinele de ajutor social, avem serviciu de îngrijire socială la domiciliu, avem centrele specializate, centre de zi pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, avem centre de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, avem centre de plasament pentru o perioadă mai îndelungată, la fel pentru acest grup de persoane, avem centre de reabilitare socio-medicală acestui grup de populație, la fel avem asistență parentală profesionistă pentru adulți, mai beneficiază și de foi de reabilitare, recuperare a stării de sănătate, a stării sănătății și acum am bine foarte greu să le enumăr așa, dar vreau să zic că în ultima perioadă, în ultimii ani, paleta de servicii a fost dezvoltată destul de mult, astfel încât să se poată veni ca răspuns la necesitățile grupurilor vulnerabile, pentru că avem și servicii atât pentru vârstnici, pentru persoane cu dizabilități, pentru copii, pentru persoane victimele violenței, victimele traficului de ființe umane, etc. Paleta este destul de largă. Tocmai din acest motiv, avem o paletă largă de servicii pe care le oferiți la nivel național. Întrebarea este dacă avem persoane suficiente încât să ofere aceste servicii sau avem și o criză în acest sens. Referitor la o criză în acest sens, nu aș putea să zic, mai mult atestăm o fluctuație a cadrelor în acest domeniu, pentru că vrem sau nu vrem, grupul de persoane cu care lucrează, mai bine zis, persoanele angajate din domeniul asistenței sociale, este unul destul de complex, este unul destul de, să zic așa, cu abordări specifice. Dacă e să ne referim la persoanele vârstnice care au fost abandonate de familie, la fel starea psihologică, depresiile și alte elemente, aspectul de comunicare, elementele de infrastructură, mai puțin poate acces către alte servicii publice. Pentru persoanele cu dizabilități, la fel este spectrul său de necesități și plus la toate, nu toate persoanele pot să reziste, pentru că ești față în față cu omul, avem servicii care sunt prestate 24 din 24 și atunci este destul de important ca persoana, în afară ca să presteze servicii de calitate, să nu mai treacă prin procesul de ardere profesională și alte elemente, pentru că mai are și o familie acasă unde trebuie să meargă, să-și realizeze și sarcinile care sunt în cadrul familiei. Și iată, cam asta ar fi situația. La aspectul de angajare în câmpul muncii, chiar deocamdată mai avem fluctuația, cum am zis, și se lucrează la acest capitol. Recent a fost în anul 2016 creată Agenția Națională Asistență Socială, o instituție în subordine Ministerului, care va avea mai multe sarcini. Una din sarcini va fi acordarea suportului metodologic autorităților publice locale în prestarea serviciilor de calitate populației. O altă sarcină ar fi gestionarea instituțiilor rezidențiale în care Ministerul deține calitatea de fondator și o altă sarcină destul de importantă, serviciul de formare profesională, care va trebui să asigure procesul de formare a specialiștilor din domeniul asistenței sociale, astfel încât să posede personalul diferite tehnici, cum am menționat, și de ardere profesională și de îngrijiri mai individualizate în dependență de necesitatea persoanei, ca să putem presta servicii de calitate.
Doamna Banova, mai devreme vorbeam, când vorbeam despre colaborarea dintre autorități și ONG-uri, spuneați că în mod repetat, constant, se întâmplă, au loc aceste adunări în care discutați și vi se spune despre problemele cu care se confruntă. Aș vrea să ne spuneți și noastră problemele cu care se confruntă ONG-urile, problemele cu care se confruntă autoritățile publice locale în procesul de oferire a acestor servicii bătrânilor. Eu aș spune că problemele mai mult sunt de ordin financiar, da, mijloacele financiare. ONG-urile mai solicită un suport din partea administrației publice la achitarea unor sau scutirea la unor, achitarea serviciilor comunale, de exemplu, sau să-i acoperim totalmente, sau, de exemplu, necesită reparație sediul în care se prestează servicii sau, da, este amplasat centru. Adică sunt atât de ordin social cât și de ordin financiar. Doamna Popescu, tot mai des în ultima perioadă întâlnim terminul de îmbătrânire activă. Și este promovat acest termen. Vreau să ne spuneți, în Republica Moldova, cât de mult se pune accent pe îmbătrânire activă și dacă sunt activități desfășurate în acest sens? Bineînțeles că sunt și vreau să zic că aceste activități, anume prin intermediul politicilor în domeniul protecției sociale, în ultima perioadă s-au activizat, dat fiind faptul că procentul de îmbătrânire globală afectează și Republica Moldova de rând cu celelalte state. Avem mai multe strategii, inclusiv și planuri de integrare a politicilor de îmbătrânire în celelalte politici, astfel încât la nivel intersectorial să putem să cuprindem aceste aspecte, pentru că vrem sau nu vrem, populația care îmbătrânește trebuie să fie ocupată și toate aceste aspecte, inclusiv poate este un element așa mai sensibil cu majorarea vârstei de pensionare, dar la fel face parte din politica care este pe agenda guvernului. Un alt element ține de îmbătrânire activă când programele de profesionalizare în cadrul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă la fel acordă reprofesionalizare pentru persoanele fie care sunt cu câțiva ani înainte de a se pensiona sau alte aspecte și aceasta ia amploare practic la nivel de toate politicile care sunt promovate intersectorial. Atunci când vorbim despre îmbătrânire activă și voluntariat, vreau să ne spuneți dacă cunoașteți istorii în care bătrânii din Republica Moldova îi ajută pe alți bătrâni în cadrul acestor servicii de asistență socială, dacă există, cunoașteți cazuri și putem să spunem că sunt iarăși istorii de succes atunci când vorbim despre îmbătrânire activă în Republica Moldova. Bineînțeles că cunoaștem și dacă o să facem referire iar din nou la statisticile de care deținem și doamna Irina o să poată să confirme că o bună parte din lucrătorii sociali care sunt angajați în serviciu de îngrijire socială la domiciliu sunt persoane care au atins vârsta deja de pensionare și foarte multe persoane care sunt așa energice, active, din ce în ce tot mai mult auzi de la ei astfel de expresii. Păi ok, eu am atins vârsta de pensionar și acum ce, stau acasă? Stau acasă, începe starea de sănătate să creeze probleme și atunci ei își doresc să mențină cât mai mult activ. Fizice, da. Avem un procent destul de mare de persoane în vârstă angajate în cadrul Direcției Generale Asistență Socială în calitate de lucrător social care le place munca pe care o prestează, le place serviciu, se implică cu emoțional foarte mult în prestarea serviciului, a gamei de servicii în cadrul e foarte bine pentru ei și sunt mulțumiți că îi acceptăm în cadrul serviciului dat. Aspectul legat de voluntariat la fel. O bună parte din persoane care deja au atins vârsta de pensionare și s-au pensionat doresc să împărtășească experiența care au. Și de foarte multe ori o să vedem nu doar în serviciul de îngrijire socială la domiciliu, chiar și în centre de plasament, chiar și în centre de zi, unde persoanele sunt fac diferite activități de voluntariat. Mai avem în ultima perioadă iau amploare activitățile astea de voluntari
anume a persoanelor vârstnice la nivel de comunitate, unde ei sunt destul de proactivi și din punct de vedere politic și promovează interesele comunității. Inclusiv sunt și mesagerii cheie unde duc mesajul la persoanele care nu pot să se deplaseze atât de frecvent în comunitate pentru informare. Ne bucurăm foarte mult că există acești mesageri. În continuare, vă invit să aflați despre proiectele dezvoltate cu scopul de a ajuta persoanelor în entitate din țările europene. Populația Uniunii Europene se află în plin proces de îmbătrânire. Această evoluție demografică este consecința progreselor înregistrate de societatea noastră, o rată a mortalității redusă și deci o speranță de viață mai mare. Potrivit unor estimări făcute de Eurostat, până în 2060 aproximativ 30% din populația Uniunii Europene va avea vârste peste 65 de ani. Semnificativă este creșterea numărului de persoane cu vârste peste 80 de ani, aceasta urmând să crească de 4 ori până în 2060. Prin comparație cu cifrele din 1990. În aceste condiții, la nivelul Uniunii Europene, 2012 a fost declarat Anul European al Îmbătrânirii Active. Principalele obiective ale acestui an au fost participarea pe piața muncii, rolul activ în societate și modul de viață autonom. Una din țările europene prietenoase cu îmbătrânirea este Danemarca. Aici există companii care au proiecte speciale pentru angajații care au depășit vârsta de 65 de ani, chiar în domenii dificile, cum ar fi construcțiile. Există de asemenea companii care au gândit echipe mixte, tineri și persoane în vârstă care să lucreze împreună și există ONG-uri care oferă proiecte pentru a-i menține activi. Potrivit unui raport al Națiunilor Unite, în Republica Moldova doar 1 din 10 persoane în vârstă participă activ și se implică în viața socială. Moldova are o capacitate foarte redusă pentru îmbătrânirea activă, cât și un mediu nefavorabil pentru aceasta. Pentru un schimb de bune practici, vreau în continuare să discutăm cu doamna Cerasela Maria Măciucă, directorul Căminului pentru Persoane Vârstnice, academician Nicolae Căjal din București. Doamna Măciucă, vă spunem bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitatelor dumneavoastră! Doamna Măciucă, spuneți-ne de ce servicii de alimentație publică pentru bătrânii din categoriile social vulnerabile există în România? Acum, dacă vorbim de România, eu zic că bune practici sunt la nivel și modelul întotdeauna a capitalei. Eu acum o să vă spun exact despre municipiul București și anume la nivel de municipiul București noi avem un complex integrat de servicii sociale pentru adulți Sfântul Ioan, numindu-se. Aici beneficiază de tot ceea ce înseamnă integrarea persoanei vârstnice pe perioadă nedeterminată atunci când ea chiar are o problemă socială și nu beneficiază de un tip de pensie sau nu are alte soluții de a sta undeva. Avem un număr de 6 cantine sociale la nivel de București, un număr de 6 cantine care s-au deschis undeva în 2001. Putem spune despre tot ce înseamnă cămine pentru persoane vârstnice, cămine sociomedicale, medico-sociale, centre de îngrijire și asistență. Asta în funcție de ancheta socială care se face la nivel de vârstnic după ce se încadrează într-un anumit tip de îngrijire socială, atunci vârstnicul este dus spre serviciul respectiv. Doamna Măciucă, aș vrea să ne oferiți mai multe detalii despre cum mai exact funcționează acest serviciu și de ce ar fi nevoie din partea beneficiarului. Acum, ca și la dumneavoastră, știți foarte bine că ca să vedem acești, să avem în monitorizare acești beneficiari, ori vin singuri spre noi și se adresează legat de serviciul de care este interesat, ori la sesizarea celor din comunitate. E normal că unii dintre ei chiar poate nu mai au posibilitatea de deplasare, de a se deplasa la sediul nostru. Și atunci, cu ajutorul celor din comunitate și a vârstnicului, el se adresează atât Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, să nu uităm că avem și 6 sectoare ale Bucureștiului cu Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, se adresează la una din cele 6 direcții sau la Municipiul București, iar noi avem obligația să vedem, să analizăm această situație și v-am zis, în funcție de fiecare caz, atunci
și Comisia Multidisciplinară hotărăște și încearcă să decidă de care serviciu ar avea nevoie acea persoană vârstnică. Da, pe lângă serviciile de alimentație, de ce asistența socială mai beneficiază bătrânii și care ar fi necesitatea lor, a bătrânilor, în mare parte, dacă ar fi să facem așa o statistică? Dacă mă întrebați pe mine, afară de partea de alimentație, vârstnicul are nevoie, în primul rând, de partea de socializare și comunicare. Noi știm foarte bine că vârstnicul a fost oarecum abandonat din cauza migrației, din cauza familiei care poate este nevoită uneori să plece din mediul familiar și atunci ei au nevoie atât de parte de socializare cât și de parte de alimentație. Când vorbim de socializare, avem înființate la nivelul tuturor sectorilor cluburi pentru senior, clubul seniorilor și la nivel de București socializarea se face în cadrul atât al căminilor cât și al diverselor întâlniri cu ONG-uri, cu asociații, cu diversi actori sociali care se implică în viața activă a persoanei vârstnice și încercăm să ne implicăm cât mai mult în viața activă a persoanei vârstnice. Doamna Măciucă, există politici sau practici europene implementate în România în ultimii ani, dacă este ne referim anume la acest domeniu de asistență socială? Ca peste tot există, dar nu suficient cât să acopere nevoia. Avem nevoie ca și probabil toți ceilalți permanent de modificări legislative, pentru că fiecare generație vine cu altă nevoie, cu altă cerință. Unii sunt mai deschiși și din generația pe care o întâlnesc acum. Eu lucrez în asistența socială de aproape 20 de ani. Dacă vă spun de generația de acum 10 ani sau de acum 20 de ani, era cu totul și cu totul alta. Generația de acum este mult mai deschisă și mult mai sociabilă, mult mai comunicativă. E normal că e nevoie să fim cât mai aproape de ei. Așa că vă mulțumim mult pentru această intervenție și vă dorim o seară cât mai frumoasă în continuare. Doamna Popescară și doamna Măciucă spunea că dacă ar fi să schimbăm ceva, probabil ar fi nevoie și de unele modificări legislative. Aici în Republica Moldova vreau să ne spuneți dacă legile sunt în regulă și am putea în urma acestora să oferim cât mai multă asistență sau să oferim tot de ce ar avea nevoie o persoană în etate. Eu nu aș putea să zic la nivel de cadru legal nu stăm bine. Stăm bine, dar bineînțeles, cum a menționat deja și doamna Irina, că în cadrul ședințelor de lucru pe care le-au cu societatea civilă se identifică mai multe probleme. Și atunci problemele care țin de ordin financiar, la fel, cum a menționat doamna Măciucă, este aspectul de necesități pentru fiecare generație și trebuie să ținem cont de fapt că procesul de ajustare a cadrului legislativ este unul dinamic și bineînțeles că de la an la an, odată ce o cerință se diminuează, apare alta sau poate două, trei în loc și atunci iarăși trebuie să răspundem prin diferite modificări. Chiar și acum vreau să menționez că suntem într-un proces destul de activ de dezvoltare a cadrului legal în ceea ce ține stabilirea unui pachet minim de servicii sociale pe care statul să le garanteze pentru cetățenii săi și iarăși această cerință a fost dictată în contextul procesului de descentralizare administrativă și financiară și iarăși implică diferite modificări legislative, poate pe alocuri noi abordări pentru domeniul de asistență socială, astfel încât să ne asigurăm că cetățenii pot să primească un pachet minim de servicii sociale garantate de stat și ulterior deja suplimentare pe care autoritatea publică locală le dezvoltă și le prestează. Nu în ultimul rând vreau să menționez că se pune un accent sporit și pe servicii de calitate. Odată serviciile prestate, într-adevăr, trebuie să fie de calitate ca să satisfacă anume acele nevoi cu care se confruntă beneficiarul nostru. Recent a fost aprobat într-o ședință de guvern un regulament cadru privind crearea unui serviciu pentru persoanele fără adăpost. Vreau să ne spuneți mai multe detalii despre această noutate.
Acest cadru legal era necesar în legătură cu faptul că autoritățile publice locale, după cum am menționat, sunt cele care au responsabilitatea de a dezvolta servicii sociale și foarte multe localități au dezvoltat servicii pentru persoanele fără adăpost și în cadrul mai multor analize s-a identificat faptul că fiecare prestator prestează după modalitatea sa acest serviciu. Astfel, deja în Republică am dezvoltat mai multe instrumente ca să asigurăm servicii de calitate și mai avem și Consiliul Național de Creditare a Prestatorilor de Servicii Sociale, mai este Inspecția Socială. Și în scopul asigurării calitative și prestării uniforme pentru același grup de persoane, același tip de servicii să fie reglementat printr-o hotărâre de guvern, unde regulamentul cadru specific regulile generale pentru fiecare prestator, inclusiv și standardele minime de calitate. Mulțumim frumos! Doamna Barnava, fiind pe final de emisiune, în concluzie, ce ar trebui să îmbunătățim astfel încât serviciile sociale să fie suficiente și să ajungă la fiecare om ce are nevoie? Cum a spus și doamna Giulietă Popescu, serviciile se dezvoltă în baza necesității. Odată evaluând necesitățile a persoanei, administrația publică locală dezvoltă servicii sau le achiziționează sau deschide. Având un cadru legal bine pus și aprobat, cum este astăzi în Republica Moldova, noi care reprezentați administrații publice locale vom dezvolta servicii anume în baza necesităților persoanelor cu nevoie. Vă mulțumesc frumos. Doina, ce ar trebui să facă fiecare dintre noi pentru ca să putem ușura viața persoanelor în etate? Eu cred că totul vine de la noi și dincolo de problemele pe care le au acești bătrâni, de pensia mică, de faptul că locuiesc singuri, cred că trebuie mai întâi să privim în jurul nostru și să vedem dacă bătrânii pe care îi avem noi în preajmă sunt bine și să le oferim o mână de ajutor sau să mergem noi la direcția de asistență socială și să depunem o cerere pentru ei, astfel încât ei să beneficieze de aceste servicii și astfel să aibă o bătrânețe mai ușoară. Stimate doamne, eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea în această seară. Stimați telespectatori, chiar acum avem o legătură directă cu Stella Danilă, prezentatoarea telejurnalului de la ora 18, care ne va spune ce vedem astăzi în telejurnal. Stella, bună seara! Bună seara, Sandu, bună seara, doamnelor și domnilor. De ce ne era teamă? Nu am scăpat. Rujeola nu ocolește Republica Moldova. Pentru prima dată în ultimii 4 ani s-a înregistrat un caz de îmbolnăvire. Este vorba despre un bebeluș de doar 7 luni din raionul Glodeni. De unde a luat virusul și cum se simte acum, dar și despre alte subiecte la zi, vă spunem peste doar câteva minute la telejurnalul de la 18. Stella, îți mulțumesc, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem mâine la aceeași oră când vom discuta despre cercetările, descoperirile și inovațiile înregistrate în domeniul oncologic. Eu vă spun la revedere, o seară frumoasă să aveți!